foarte ușor. Vreau să ne ajut să înțelegem că este doar un joc. Dar este foarte important că jocul acesta cuprinde și cuvântul tău. Cele sunt așa de bune și de vrănitoare pentru sufletele noastre. Îți mulțumesc pentru copiii aceștia, îți mulțumesc pentru că ei au ocazia să învețe lucruri minunate despre tine. Așa cum poate nu au unii oameni mari, chiar și în biserică. Tu ești acela care dorește să-i hrănească, să-i binecuvânteze și să-i poarte în lumina ta. Îți mulțumesc pentru cuvântul tău, îți mulțumesc pentru Fiul tău, Iisus, care și-a dat viața pentru noi. Îți mulțumesc, Iisuse, că te-ai numit în locul meu și în locul acestor copii și în locul tuturor oamenilor. Doar aceia, doar aceia care cred și te acceptă pe tine ca Domn și Mântuitor vor avea parte și de viață veșnică. Îți mulțumesc pentru toate în numele lui Iisus. Amin. Astăzi vorbim despre alți oameni care... Dar vreau să vă pun o întrebare. Înainte de a spune despre oamenii aceștia care s-au jucat cu focul, ce înseamnă pentru voi cuvântul invidie? Invidie, gelozie, cred că se potrivesc asta, da. Invidie sau gelos. Gelos, deci cuvântul ăsta gelos de multe ori se folosește în alte situații, dar poți să fii gelos pe cineva care are un talent sau poți să-ți fie ciudă pe cineva care are mai multe lucruri ca tine. Sau poate să-ți fie ciudă pe cineva care primește din partea lui Dumnezeu mai multe lucruri sau binecuvântări. Dar ce îi spune? Dacă ai fi invidios că Dumnezeu nu se uită cu plăcere la jertfa ta. Cum adică? Poate Dumnezeu să nu se uite cu plăcere la jertfa cuiva? Andreea, ce zici? Dacă tu te joci în timp și eu vorbesc, Dumnezeu cum se uită la jertfa ta? La faptul că tu ai venit aici. Se uită cu plăcere? Da. Nu. Spate-te. În momentul în care Dumnezeu a pus pe cei doi îngeri, asta țin minte, că aveți 35 de puncte. În momentul în care Dumnezeu a pus pe cei doi îngeri cu sabie, învăpăiată, era plină de foc, și a pus-o chiar la intrarea în grădina Edenului. Deci aici era intrarea, da? Și oamenii... Și aici era grădina frumoasă. Tot ce am zis, patru râuri. Vă dați seama, copii, să fie o grădină în care curg patru râuri. De fapt, apa este cea necesară pentru viață, pentru ca plantele, pești, animale să poată să crească și să fie un loc deosebit și tot timpul verde. Nu se usuce. Ce să usuce? Grădina lui Dumnezeu nu putea să se usuce nimic, pentru că nu exista temperaturi așa de mari încât să se usuce ceva pe acolo. Totul era veșnic verde. Și atunci oamenii au fost scoși undeva aici. Da? Cred că în perioada asta, de multe ori se privea așa Adam. Deja se schimbase în el. Nu mai era bucuria în care așteptau să se întâlnească cu Dumnezeu în grădină. Erau singuri, aici pietre, spini, așa spune Biblia că erau, au apărut spini, au apărut buruieni, tot felul de lucruri au apărut, cu siguranță vântul, a apărut frigul. Vezi? Dar nu s-a ascult. Te-ai dus și ai ascultat de șarpe. Eva, cu siguranță, dar ce? Te-am pus să mănânci? Ce să-ți fac? Că asta este. De ce ai mâncat? Eu am mâncat, mă duceam și tu rămâneai în grădină. Mai mult decât atât. Era bine pentru că Dumnezeu s-a gândit că nu trebuie să se oprească tot aici. Și după multă vreme spune cuvântul lui Dumnezeu că Eva a născut un fiu. Și i-a dat numele fiului acestuia, i-a dat numele de Cain. Și ea era sigură că acest Cain era ca un locuitorul acela pe care îl găsim în Biblie despre cel care va călca capul șarpelui. Dar nu era adevărat. Să vedeți de ce. Și Cain a fost. Și după Cain s-a născut și... Abel. Tocmai stăteau în grădină acum să o lucreze și să o păzească. Și trebuia să mănânce. Și ca să mănânce, Cain a hotărât așa.
a hotărât să apuce de agricultură. Și a dat cu sapă în bolovan. Ce a venit? Și trebuia să ude. De multe ori poate se ducea, trebuia să se ducă departe, să ia apă, să pună acolo. Și totul s-a făcut. S-a făcut. Poate portocale, i s-a făcut cartofi, ceapă, roșii, mere, pere, multe. Și Abel, el s-a gândit, dacă fratele meu s-a apucat de agricultură, parcă eu aș face altceva. Și el atunci, ce credeți că a făcut? S-a făcut păstor de oi, ceva, și-a crescut oi. Ca astea! Vezi? Și oile, ce dau oile? Ce dau oile? Și ce mai dau oile? Și hrană. Deci oile sunt bune și pentru hrană, da. Sunt bune și pentru îmbrăcăminte. Da. Și sunt bune și pentru... Nu pot să zic că era bună, cu siguranță că era bună și... Și abia el ne pune pe acolo. Dar... Adam și Eva, cu siguranță că i-au învățat pe copiilor despre Dumnezeu și a zis, uitați, Dumnezeu există, dar din cauza că noi n-am ascultat de El, El ne-a scos afară din grădină. Și a fost nevoie chiar de o jertfă. Ne-a dat haine, ne-a îmbrăcat în jertfă. Și ce s-a gândit pe El într-o zi? Am să aduc o jertfă de mâncare pentru Dumnezeu, lui Dumnezeu. Și a adus. Portocale. Ce-a mai pus acolo? Ceapă? Nu, din ce făcuse și el acolo în grădina lui. Am mai pus un măr. Cartofi. Am mai pus o roșie. Un cartofi. Un castravete. Sau chiar doi castraveți. Sau chiar două mere. Sau chiar trei cepe. Sau chiar și două roșii. Nu scrie neapărat cu dinte acolo. Bă, și au mai lăsat o portocală pe care s-au vrut să mănânce, dar au pus-o și pe asta aici. Și nu scrie neapărat acolo în cuvântul lui Dumnezeu ce. Spune doar că jertfă m-a dus din lucrurile pe care el le-a cultivat. Dar să zicem că el le-a pus ca jertfă și înainte de a pune jertfă, le spune că întotdeauna trebuia să zidească un altar. Vedeți? Mi-au făcut așa niște modele, așa ca și cum ar fi piatră. Ele se zideau din piatră undeva înalte și se aduceau acolo. Da, dacă era o jertfă de ardere, nu știu, puteau să ardă legumele. Nu. No, bine. Acum punem jertfa lui Cain, o punem aici, da? Să zicem că o punem în plasă toată. Și Abel a pus o oaie și de-a lui a primit-o. Așa, asta acum o să vedem ce facem cu asta. Și după aia. Care? Pune oaia. O taie. Fără Abel, Abel, adu și el. Din oile lui întâi, cele mai grase, cele mai frumoase, o jertfă de un plăcut miros de Dumnezeu. Dar jertfa aceasta era jertfă cu sânge. Ochii lui, să vedeți, animalele acestea sunt cele mai blânde, mine, plâmbă, da. Când se întâlnește. Și cu siguranță că și această jefă era o jefă cu lacrimi în ochi. Da! Foarte interesant. Biblia spune că spre jefa lui Cain, Dumnezeu n-a privit cu plăcere. S-a uitat Cain așa în sus și a putea să zică Dumnezeu, bravo Caine, foarte bine. De fi binecuvântat. Să nu cunosc cât ai gândit la mine. Dar spune că Dumnezeu m-a privit cu plăcere la jertfa lui Cain. Dar la jertfa lui Abel, Dumnezeu a privit cu plăcere. Și Abel s-a luminat la față. Pe o parte Abel era fericit. A lăudat să fie Domnul că a primit jertfa mea din multe mele animale. Dar Dumnezeu a văzut și a zis așa. Caine! Să nu ți se întristeze inima. Dacă bine faci, bine găsești. Dar răul stă lângă tine. Ai grijă. Ai grijă. Să nu faci ceva mai grav.
Trebuie să asculte Cain. Și trebuie să se întrebe, oare de ce Dumnezeu n-a primit jertfa lui? De ce credeți voi, oare că Dumnezeu, de ce n-a privit jertfa lui cu plăcere? Pentru că rămâne bune, erau în tot ce avea. El poate a adus cele mai bune roșii, cele mai buni castraveți, cele mai frumoase portocale. Nu spune că a adus ceva de care n-avea nevoie. De ce oare? Pentru că s-a făcut bucurie. Copii, jertfa este pentru păcat. Și este un verset în Biblie, spune așa. Fără vărsare de sânge nu este iertare de păcat. Aha. Păi poți să vezi sânge dintr-o portocală? Nu. Poți să vezi sânge dintr-un castravet? Nu. Sunt și jertfe de mâncare. Dar pentru păcat nu se poate aduce decât miere. Viață. Decât miere. Decât oi. Decât animale. Miere, de fapt, mielul acesta era umbra acelea care urma să vină după 4.000 de ani. Se numește Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Și dacă el, Cain, la fel și Iuda, care a avut ocazia să se întoarcă spre Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu, cum a făcut-o Petru, și i-ar fi părut rău și a fi zis, da, Doamne, așa e, tu ai dreptate. De aceea ce a zis? Și într-o zi a spus lui Abel, hai să mergem pe câmp, ne plimbăm, mai stăm de vorbă, suntem frați, mai vorbim de portocale, vorbim de miei, cum mai stai cu ei. Și Abel s-a dus cu ea și se uita în stânga și în dreapta și la un moment dat Cain a scos cuțitul. Și la un moment l-a omorât pe Abel. Zice că Biblia vorbește așa, spune așa, uitați-vă la mine. Nu spune nici de Biblie, nu spune nici de cuții, spune așa. Cain, fratele său, s-a ridicat împotriva lui și l-a omorât. Și a mers. Ce interesant. Nepăsare. Și la un moment dat aude un glas. Cain! Cain! Da, Doamne, ce vrei? Ce acum jertfa mea a primit-o? Ce mai gata? Eu am cu văd cu portocalele mele și nu mă interesează. Cain! Unde este fratele tău, Abel? Păi pe mine mă întreb! Sunt eu păzitorul fratelui meu? Cain! Sângele fratelui tău strigă din pământ. De ce l-ai mort? Pedepsit ești tu acum, izgonit peste tot. Vei fugi și vei avea impresia că cineva te urmărește. Vei fi fugărit de fiarele pământului. O, Doamne, dar grea este pedeapsa aceasta, cine o poate suporta pedeapsa ta? Adevărat îți spun, Caine, vei fugi, dar nimeni nu va avea dreptul să se atingă de tine, pentru că de 7 ori vei fi pedepsit. Și atunci Caine era înfocat pe pământ. Ce-l urmărea pe el cineva? Vina crimei. Adam și Eva, neascultare, doi copii. Primul copil care s-a născut pe lume, știi ce a fost? Vugar. A fost criminal. Vedeți, copii? Ce înseamnă păcatul? Păcatul nu se oprește. Azi minți și mâine nu ai minți. Azi minți un pic și mâine minți mai mult. Azi furi un ou și mâine furi un pom. Păcatul se mulțește și păcatul ne murdărește. Invidia. Invidia duce la bârfă. Invidia duce la vorbe urâte. M-am săturat de chemia aia când m-a figurat în cap. E om și e om și e om. Ura din inima mea crește. Așa au crescut ura din inima lui Cain. Vedeți copii? Ce vine a avut Abel? A avut vreo vină? Nu. Ce vină a avut Iisus? A avut vreo vină?